Nu pricep curată nici îngerii, nici oamenii. Hristos a înviat. Bun regăsit la o nouă emisiune Lumină din Lumină Lină. Iată-ne în această duminică denumită a lui Toma, cea de-a doua duminică, după învierea Mântuitorului Hristos, o duminică care încheie, de fapt, o săptămână luminată, o duminică ce poate fi invocată de cei care au îndoieli vis-a-vis de existența lui Dumnezeu, că este duminica lor, pentru că este duminica îndoielii lui Toma și a adeveririi realității învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Desigur, cei care dintre noastre urmăriți totuși cât de cât emisiunea noastră, așteptați de fiecare dată să vă spunem câte ceva care să lămurească modul nostru de viață, să ajute, comportarea noastră în așa fel încât din dorința de a ajunge asemenea lui Dumnezeu să știm ce să ferim, ce să oculim, cum să ne ridicăm, chiar dacă am căzut, chiar dacă uneori suntem, înșelați în viața aceasta de ispitele inerente viețuirii noastre și trăirii pe pământ. Nu cred că cineva dintre dumneavoastră se așteaptă la altceva. Sunt conștient în același timp că nu întotdeauna pot răspunde așteptărilor dumneavoastră, pentru că nu e atât de ușor să poți să surprinzi și apoi să prezinți de așa manieră lucrurile încât ele să devină mobilizatoare pentru cei ce te urmăresc. Totuși, m-aș bucura ca nimic din ceea ce noi trăim în viața noastră creștină să nu fie de fapt o imitație, să nu fie un automatism, să nu fie așa că dă bine sau că intren sau că așa am obișnuit, s-am primit. Și m-aș bucura ca fiecare gest pe care noi îl facem să aibă o motivație clară și o explicație bine definită. Dacă reușim să înțelegem toate manifestările noastre, atunci nu suntem niciodată ridicoli. Dacă nu reușim să le înțelegem, ci facem doar ceea ce am văzut că fac și alții, am văzut la alții, atunci lucrurile pot să degenereze și să ajungem să fim uneori ridicoli prin ceea ce facem. Așa cum, spre exemplu, de ună zi, ridicolul s-a petrecut în sensul în care cineva a admonestat pe altcineva că în biserică cântă altcumva decât știa el să cânte. Și persoana în cauză a spus, păi da, noi trebuie să respectăm totuși ceea ce scrie în cărțile astea. Adică ce să respectăm? Păi uite, de exemplu, astăzi nu se cântă pe glasul 1, glasul 3 sau glasul 5. Ce glasuri? Păi așa sunt glasuri, dar cine v-a învățat glasurile? Păi așa învăță la școală. Adică o persoană care venea în biserică, care obișnuise să cânte într-un anumit fel și care dacă a auzit pe altcineva cântând altfel, i-a spus că greșește, că face inovații, că aduce nu știu ce, fără să-și dea seama de ridicolul în care se pune. Neștiind că, de fapt, în cântarea noastră bisericească avem mai multe forme de exprimare. Adică n-avem o melodie, o tonalitate orizontală. N-avem o tonalitate unică, ci sunt mai multe forme de a interpreta. Un lucru este cert. În biserică nu se face spectacol. În biserică nu se fac concursuri. În biserică nu se întrec unii pe alții care sau se laudă că eu cânt mai frumos decât tine. În biserică se laudă Dumnezeu. Când ai înțeles ce înseamnă cântarea în biserică, nu te duci să te expui tu acolo, să arăți cât ești tu de important și de interesant, fiindcă tu știi să cânți mai frumos decât ceilalți. Și dacă cineva, prin absurd să spunem, nu cântă la fel de interesant, de important, de măreț ca tine, înseamnă că ăla n-are ce căuta acolo. Dimpotrivă. Vedeți cum se pot naște între noi creștinii uneori tensiuni arbitrare și neloiale și neadecvate, pentru că repetăm ceea ce am, sau ne asumăm ceea ce nu înțelegem sau nu ne explicăm de ce cântăm într-un fel sau alt, de ce facem un gest sau alt. Și atunci, v-am spus, devenim ridicoli. Eu m-aș bucura ca dumneavoastră, cei ce
urmăriți cât de cât emisiunea, dar nu neapărat că asta e o emisiune așa care poate să fie, poate să nu fie, care sunteți creștini. Nu? M-aș bucura ca dumneavoastră să nu faceți nimic fiindcă ați văzut făcând pe altcineva. Ci orice faceți și orice întreprindeți, să vă întrebați de ce trebuie să facă asta și ce înseamnă. Fiindcă atunci când ai explicația gestului pe care urmează să-l faci, știi cum să-l faci. Atunci nu te interesează cum face unul sau altul. Te interesează ca tu să faci așa cum gestul respectiv ar fi de fapt plin de consistența sufletului tău care să te deschidă spre Dumnezeu. Pentru că ăstea sunt gesturile noastre creștine. Mântuitorul Hristos nu ne-a lăsat și gesturile testament. Nu ne-a lăsat toate aceste forme pe care noi le respectăm. Toate manifestările liturgice, nu. Mântuitorul Hristos ne-a lăsat un unic testament. Și testamentul acela este clar pentru toată lumea, toate timpurile, oriunde ar fi. Este unic. Poruncă nouă vă dau vouă să vă iubiți unul pe altul precum eu v-am iubit pe voi. Adică să a muri pentru noi. Și noi să fim capabili să murim pentru ceilalți. Și atunci ăsta e testamentul. Dacă noi înțelegem că aceasta este esența creștinismului, atunci nu ne-am permite niciodată să disprețuim pe nimeni, ci dimpotrivă ne-am luptat cu noi înșine ca să iubim și pe cei ce ne urăsc pe noi, fiindcă Mântuitorul Hristos nu doar că i-a iubit, doar că i-a iertat, ci s-a rugat și pentru cei care l-au răstignit. Și atunci, cine nu se regăsește în această stare și această ipostază de a se ruga și pentru cei ce răstignesc, n-a înțeles nimic din creștinism. Vedeți, noi am instituționalizat creștinismul, creștinismul a devenit ca un sistem și dacă cineva nu respectă o regulă, o rânduială, e condamnat, e judecat, e dat afară, e blestemat. Nu există așa ceva. Astea sunt niște... Nu, eu ferească-mă Dumnezeu, nu invit la anarhie, nu invit la... Dar! Unde iubirea e mai presus și este standardul și farul călăuzitor, se nasc aceste manifestări care îl aduc și îl ucenesc pe celălalt prin bunătate și prin iubire, nu prin pumn și hotărâre și prin baston. Nu. Astea sunt născute în istorie datorită trufiei umane și neputinței minții umane de a se deschide lui Dumnezeu și a-L primi pe Dumnezeu. Când l-ai primit pe Dumnezeu în sufletul tău, nu poți să te manifesti oricum. Toată manifestarea devine, cum spunea un părinte, dați-mă în gura leilor să devin greu măcinat pentru a fi pâine dospită pentru Hristos. Adică te lași măcinat și zdrobit de celălalt ca să-i spui, esența devenirii noastre este iubirea și nici de cum nu este călcat în picioarea cuiva sau al cuiva. Și atunci, iată, în sensul acesta, m-aș bucura dacă noi, cel puțin cât suntem, care am înțeles ceva și înțeleg ceva din creștinism, ne-am lupta ca să rămânem împlinitori ai voii lui Dumnezeu, trăitori ai voii lui Dumnezeu, ai stării pe care a avut-o Hristos. Nu? Să ne gândim, Hristos n-a jubilat în fața celor ce l-au răstignit. Dar nici nu și-a ieșit din fire ca să-i blesteme, să-i urască, să-i înjure, să-i condamne, să nu știu. Din potrivă, s-a rugat lui Dumnezeu. Hristos le-a arătat ucenicilor și apostolilor săi că El vrea să-i facă pe toți oamenii să înțeleagă că a iubi în maniera în care El a venit să ne descopere că Dumnezeu este iubire, înseamnă a te smeri, a te micșora, a sluji pe celălalt. De aceea El a spălat picioarele ucenicilor. De aceea El s-a lăsat încununat cu o cunună de spini. N-a avut nevoie de o cunună regală, când toți îl ovaționau, osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un Dumnezeu, vrând să-L facă rege al lor pe pământ, ca să poată să le rezolve toate problemele, inclusiv să le dea pâine și circ. Și din potrivă. Ori că așa stau lucrurile, noi trebuie să înțelegem, avem aceste descoperiri în tot ceea ce ni se prezintă de la naștere, de la Betleem și până la
la Tabor, până la Golgota, până la Eleon, când Mântuitorul se înalță. Toate aceste lucruri care s-au petrecut, de la Betleemul, este Betleemul unde s-a născut Hristos, și până la muntele Eleonului, de unde s-a înălțat Hristos, în tot acest timp de 33 de ani, nu face altceva decât să ne descopere, să ne deschidă, să ne prezinte, ne arate pe Dumnezeu, pe care, dacă ar fi cumva, să înțelegem, spre exemplu, semnificația săptămânii ce a trecut, pe care noi o numim săptămâna luminată, în care s-au țesut, pentru care s-au țesut fel și fel de tradiții, fel și fel de comportamente. Că vezi, Doamne, e adevărat că săptămâna ce a trecut a fost o săptămână luminată și în sensul că n-am mai respectat semnificația miercurii, vinerii, n-am mai ținut post. Ce a fost o săptămână liberă, cu harți. Dar ce s-a țesut, am auzit și am și spus la un moment dat cuiva, că în săptămâna aceasta, dacă cineva moare în săptămâna luminată, indiferent cum ar fi fost în viața lui, se duce direct în rai. Că porțile raiului deschise. E adevărat, dar haide să nu exagerăm. Dacă unul a fost toată viața, cum spune, un arici împotriva lui Dumnezeu și nu a lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu se supără, Dumnezeu ne așteaptă până la ultima suflare, ci împotriva oamenilor. Oricine împotriva oamenilor, să nu ne amăgim împotriva lui Dumnezeu, să știți. De aceea noi trebuie să fim atât de atenți și atât de grijulii în viața noastră, să nu fim împotriva oamenilor. Dacă unii sunt împotriva noastră, să iertăm și să ne rugăm pentru ei. Dar noi să nu ne lăsăm ispitiți de exemplu acestora, să fim noi împotriva altcuiva. Dimpotrivă, noi să fim doar împotriva celui rău și a răutății. Dacă asta e treapta primă a pescar, care vrea, celui care vrea să urce pe scara Sfântului Ioan Scărar. Prima treaptă pe care ești invitat să urci este aversiune față de orice formă de manifestare a răutății. Dacă nu ai această aversiune și nu ești dornic să faci doar binele, și dacă reușești să faci un lucru bun, să fii mai smerit decât atunci când l-ai făcut, n-ai înțeles nimic din Hristos. Când a zis savantul nostru de la Soveja, Simeon Mehedinț, că un popor atât valorează cât a înțeles din Evanghelie, parafrazându-l, noi spunem, un creștin atât valorează cât a înțeles din Hristos și cât îl urmează pe Hristos. Dacă un creștin în manifestarea lui nu este întru totul un duplicat al lui Hristos, n-a înțeles nimic. Nu-i creștin. E creștin că și-a luat el o cămașă care scrie pe ea creștin. Că s-a vopsit el cu vopsea care se numește creștină. Dar în conținutul lui n-are a face cu Hristos. Și atunci, iată, în sensul acesta, noi trebuie să înțelegem, săptămâna luminată este săptămâna în care, într-adevăr, cerurile au fost deschise. Dar e săptămâna în care noi suntem pregătiți și biserica ne-a pregătit zi de zi pentru momentul și acesta al duminicii a doua a lui Toma. Adică cum ne-a pregătit? Păi să ne amintim că în prima duminică Mântuitorul Hristos, după ce se arată întâi Marie Magdalena, din care scosește 7 demoni, după aceea se arată femeilor mănânsiți, după aceea se arată apostolilor care erau în Ierusalim. Și apoi se arată Luca și Cleopa. Și Mântuitorul Hristos, când s-a arătat apostolilor în Ierusalim, Toma nu era cu ei. Iuda se spânzurase, Toma nu era împreună cu ceilalți și erau doar 10 apostoli. Și Mântuitorul Hristos a intrat prin ușile încuiate și este textul Evangheliei din prima duminică, din duminica Învierii, și Toma nu era cu ei. Apostolii s-au înspăimântat, el a binecuvântat, nu? Pace vouă, nu? Și când, după ce s-a arătat lor, Mântuitorul Hristos s-a arătat, după aceea, s-a arătat uneia sau altuia, și cel care a ținut oarecum și a redat aceste momente ale arătărilor Mântuitorului Hristos este Sfântul Apostol Pavel, dar și evangheliștii redau câteva din aceste arătări ale sale. E bine, când Toma, spre seară, după ce Mântuitorul Hristos se arătase, a venit la colegii săi, la prieteni, la apostolii săi, la frații săi, și aceștia au vrut să-l
să-l convingă că s-a arătat Hristos lor și că a înviat, Toma a fost plin de îndoială. Nu-i posibil. Dacă nu văd eu cu ochii mei și nu pipă eu cu degetele mele și nu pun eu mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Și acesta a fost refrenul pe care l-a repetat Toma o săptămână. În toată săptămâna luminată, Toma a fost același îndoielnic, geamăn. A fost vă dați seama ce înseamnă îndoială. Ne ține departe de Dumnezeu, dar ne ține departe și de oameni. Câte lucruri în viața aceasta n-ar fi minunate de n-ar fi îndoiala omului. Și îndoiala este cea care îl depărtează pe om de om, dar îl depărtează în același timp pe om de Dumnezeu. Și îl depărtează Dumnezeu de ce? Pentru că cel care picură, de fapt, îndoiala în sufletul omului, cine este? Să ne amintim când în Eden, în rai fiind omul, șarpele care era, de fapt, sub chipul șarpelui era cel întunecat. Când a vrut să îl ispitească pe om, nu s-a dus la om direct. S-a dus la Eva. Și vă dați seama cu ce șiretlic i-a pus semnul de întrebare și de îndoială. Oare v-a spus Dumnezeu ceva pe aici? Oare n-ai auzit? Oare n-ai văzut? Oare nu fi așa? Oare nu fi altcumva? Iată, când auzi pe cineva că spune oare n-ar fi mai bine? Oare nu? E mare pagubă dacă te iei după oarele acela. Și când vezi să nu crezi, de aceea Sfinții Părinți așa spuneau, și de a-i vedea cu ochii tăi până nu te convingi total să nu crezi. Pentru că, vedeți, îndoiala care pătrunde în sufletul nostru este teribilă dacă noi nu știm să o îndepărtăm. Și dacă cumva îi alimentează dramul nostru de trufie, atunci suntem pierduți. Vă amintiți că într-o mănăstire un frate îl cam invidia pe celălalt. Și invidiindu-l, totdeauna avea sentimentul că e mai cumva are mai privilegiat, e mai nu știu ce, și tot timpul avea ceva împotriva lui. Ba, a început să-i spună și starețului că fratele ăsta face așa și așa, și starețul care era un domn, ce, a zis, stai liniștit. Va bine că într-o zi, vrând să plece din mănăstire, fratele acesta care era plin de invidie, a văzut ceva mai departe, nu, legănându-se ceva așa, și s-a dus mire la stareț, părinte stareț, haideți acum cu mine, uite fratele nostru, uitați-l acolo, uite cu o femeie acolo. Și părinte stareț, care știa de fapt și avea, nu, a zis, haideți să mergeți să-l vedea. Și când s-a dus acolo, ce erau? Doi snopi, așezați un alt, bătând vântul, se legănau așa. Zice, uite invidia de tine, ce a făcut, vezi ce te face să vezi, și de-ai vedea cu ochii tăi să nu crezi. Ori iată invidia aceasta și îndoiala aceasta, nu, îl ține pe om departe Dumnezeu. Și formele sub care cel rău se cuibărește în sufletul omului ca să-l depărteze Dumnezeu sunt nebănuite. Câte nu sunt, dar nu, asta este important, acum și nu asura, asta mă voi opri acum, ci vreau doar să înțelegem că săptămâna luminată ne deschide o perspectivă extraordinară a vieții noastre creștine. De ce? Pentru că luni, în prima zi după înviere, deci în a doua zi de Paști, noi am ascultat o pericopă evanghelică extraordinară asupra căreia, dacă știm cum să o înțelegem, e teribil, e grozav. De ce? Pentru că acolo spune, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, decât Fiul. Și cei cărora a vrut Fiul să-L descopere. Adică, vreau să spun așa, Dumnezeu în sine nu poate fi cunoscut niciodată de nimeni, decât de Fiul. Dar Fiul l-a făcut cunoscut, spune, și este Ioan Evanghelistul, bineînțeles, l-a făcut cunoscut. Să ne amintim că la un moment dat, când Filip îi spune, Doamne, arată-mi nouă pe Tatăl. Și Mântuitorul spune, Filipe, atâta vreme a stat cu mine și n-ai înțeles că cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl, căci eu și Tatăl una suntem. Vă dați seama cum oamenii, și iarăși mă duc la Liceanu care a spus că Mântuitorul Hristos l-a născut pe Dumnezeu, adică el a văzând firea umană cât era de decăzută, având această conștiință și lumină, străfulgerarea minții, și-a dat seama că trebuie să o ridice. Și ca să poată să aibă greutate cuvântului asupra acestor oameni cărora li se adresa, el l-a născut pe Dumnezeu, a spus, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Și el însuși a crezut lucrul acesta
spune Liceanu, săracul om. În loc să înțeleg, să înțeleagă cum era să-L nască El pe Dumnezeu, când El a fost trimis de Dumnezeu pe pământ și El s-a făcut om ca să-L facă pe om Dumnezeu. E teribil lucrul acesta. Neputința omului de a se debarasa de limitele și de anturajul și de mentalitatea în care s-a născut și s-a format și a crescut. Noi nu avem nimic cu oamenii aceștia. Nu îi obligăm să creadă ceea ce credem noi. Dar, vedeți, ei, în schimb, vor să ne spună că noi suntem niște aerieni, că noi suntem... Ei sunt lumina, ei sunt farul călăuzitor, noi suntem niște troglodiți, niște întunecați, niște limitați, niște retrograzi. Retrograzi așa cum suntem. Noi avem această conștiință și convingere. Și credem în ceea ce ne-a descoperit Fiul Lui Dumnezeu. Dacă tu n-ai conștiința revelației divine, e treaba ta. Dar de ce nu trebuie să o am și eu? De ce trebuie? Ce ți-am spus eu ție, că tu ești pe un drum greșit, filozofic? Dar seama, oamenii ăștia sunt, exact, vă amintiți un filozof, îți dau multe exemple, dar zice, un filozof avea, îi se rupsese pingel la pantofi, tălpi la pantofi. Se duce la un cesmar și îi spune, domnule, vreau să-mi faci și mie pantofi ăștia. Și cesmarul spune, domnule, n-am timp să-i fac, ați lasă-i până mâine. Păi zice, n-am alți pantofi să port. Uite, îți dau eu perechi de pantofi. Ce vorbești, domnule, cum să iau pantofi altuia să-i port? Și cesmarul spune, domnule, eu n-am știut că sunteți așa de scurțos. Mă gândesc că puteți dumneavoastră purta pantofii cuiva, atâta vreme cât dumneavoastră luați ideile, purtați ideile altora, le luați în minte, le transmiteți altora, adică ideile noastre puteți să le împrumutați de acolo și nicio perică nu puteți să le împrumutați, da? Vă dați seama ce neputință în mintea omului. Și atunci, noi nu ne supărăm că gândesc în maniera asta, că vehiculează fel și fel de idei. Dar dacă noi nu-i jignim, de ce ne-ar jigni? Ei, de ce au dreptul să ne jignească? Deci au dreptul. Sunt milioane de oameni care au credința aceasta, care stau poate în genunchi acum. Nu vorbești despre Dumnezeu, că Dumnezeu te iartă și te iubește. Dar îi jignești pe oamenii aceștia, care sunt, măcar din bun simț, din respect pentru oamenii aceștia, domnule, e modul lor de a fi. E dreptul lor, e libertatea lor. Vedeți, noi nu avem dreptul, nu avem libertăți. Deci înseamnă în numele libertății, cum noi suntem judecați și suntem condamnați. Dar noi nu judecăm pe nimeni și nu ne interesează. E dreptul fiecare să facă ce vrea. Dacă el crede că așa e normal să trăiască cum vrea el, n-ar decât să meargă de spuia pe stradă. Nu-l oprește nimeni. Noi nu-l oprim. Și atunci, iată, noi avem această conștiință că luni Mântuitorul Hristos a vrut să spună, mă, să nu cumva să vă îndoiți de Dumnezeu. Fiindcă dacă m-ați văzut pe mine, l-ați văzut pe Dumnezeu. Dumnezeu este cum sunt eu. El care avea apoi să arate că a iertat până și pe cei care l-au ucis, l-au răstignit. Iartă-i, Părinte, că nu știu ce fac. Și ăsta e creștinismul. Este un ocean de iubire, de bunătate. N-are niciun damf de ură și de răutate. Când vedem în lumea noastră în care trăim, oameni care sunt răi, care au sentimentul că ei sunt cei mai buni și în jurul lor sunt nebuni și proști, numai așa... Săracii oameni, dacă mai se revendică, sunt și creștini, să-i ferească Dumnezeu. Pe pământ, Dumnezeu încă îi așteaptă. Dar dincolo, dacă au cât negru sub unghie un tram de credință dincolo, nu vor avea scăpare. Dimpotrivă. Nu? Dar n-au această conștiință. I-au convingerea că edite, bebite, post-mortem, nu l-au vrut. Bea și mănâncă, frate, că după moarte mai nimic. Ferească-i Dumnezeu. Ori iată, asta este luni. Marți, în schimb, a fost ziua în care, dacă am fost prezenți la Sfânta Liturghie, s-a citit pericopa când Mântuitorul Hristos se descoperă lui Luca și Cleopa în drumul lor de la Ierusalim spre Emaus. Și teribil că ăștia suntem noi. Deși Mântuitorul Hristos era cu ei și lângă ei, ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască. Uneori stau și gândesc, același lucru se petrece cu noi când venim la biserică. Și când în loc noi să ne întâlnim cu Hristos acolo, să-L vedem pe Hristos acolo în biserică, și în chipul celor din jurul nostru, noi ne vedem doar pe noi. Și astfel se nasc uneori și în biserică tensiuni. Că eu sunt al lui cutare, eu sunt al lui cutare, că aici e locul meu, că din coace e locul meu, că aici n-ai voie, că dincolo n-ai voie. Nu? Că aici tu ai făcut biserică, dar n-ai voie să mai stai în ea, să mai slujești în ea, și câte nu sunt. Asta e cu totul altceva, e treaba lor. Asta înseamnă că ochii încă, exact
postura pe care au avut-o Luca și Cleopa în drumul lor de la Ierusalim până la Emaus, când Mântuitorul Hristos li se alătură și când ei se tânguiau, Mântuitorul Hristos se face că nu prea înțelege despre ce-i vorba și ei l-au și jignit. Ce, bă, tu ești singur nemenic, străin în Ierusalim și nu știi ce s-au petrecut în el zilele acestea, când noi nătăjduiam că Hristos este cel ce avea să vină și când a fost răstignit, a dat de arhierinu și l-au dat la moarte și a murit și a treia zi este azi și am auzit că în viața. Dar ei nu l-au cunoscut. Așa suntem noi când în biserică ne purtăm cum vrem noi. Nu ne ducem să ne facem noi biserică, ci vrem să facem biserica după chipul nostru. Nu noi să devenim după chipul bisericii. Vezi, când cineva se duce la biserică și nu-i capabil să înțeleagă ce-i biserica, taina întâlnirii mele cu Dumnezeu în sufletul meu și mă duc acolo să mă hrănesc cu Dumnezeu. Și din potrivă am sentimentul că biserica este o instituție la degetul meu cel mic. Eu fac ce vreau, dau afară pe cine vreau, primesc pe cine vreau, schimb pe cine vreau, fac ce vreau, dau dărâm, fac orice. E teribilă rătăcirea aceasta. Dar de ce s-a citit această pericopă evanghelică marți? Pentru că mergând și ajungând la Emaus, Mântuitorul Hristos se făcea că merge mai departe, Luca și Cleopa l-au invitat să rămână cu ei, Mântuitorul Hristos a acceptat, s-a așezat la masă, a frânt pâinea și când a frânt pâinea, l-au cunoscut, li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Aici să înțelegem, pe de-o parte, ce înseamnă împărtășania. Dacă te împărtășești și n-ai reușit să-ți ridici vălul întunericului de pe ochi, adică din clipa în care te-ai împărtășit, să înțelegi că ești frate cu toți ceilalți și fiul aceluiași părinte, să nu cumva să mai pătrundă vreo dâră de ură în sufletul tău, înseamnă că n-ai ajuns să te împărtășești. N-ai înțeles nimic. Ai luat așa o lingură de vin și o părticică de pâine. Dar dacă te-ai împărtășit cu Hristos, s-a deschis ochii, ai văzut peste tot, l-ai văzut pe Dumnezeu, pentru că fiecare, vă amintiți cum un părinte a întrebat pe cineva, bă, cum știți voi, i-a întrebat pe ucenici, cum știți voi că s-a făcut ziua, că s-a făcut ziua, cum știți voi că s-a făcut ziua? Și unul a spus, păi unul când se conturează un copac, coroana copacului, altul când se vede nu știu ce, altul când s-a luminat și altul... Dar când? Și atunci părintele spune, bă, s-a făcut ziua atunci când în chipul celui din fața ta vezi pe Hristos. Atunci e ziua. Deci noi când vorbim de zi, ne gândim numai la ceea ce e ziua asta astronomică. Aveți, din punct de vedere creștin, ziua poți să fii în plină zi și întunecat. Poți să fii viu și mort. Adică biologic ești viu că miști, dar duhovnicește, sufletește, ești mort. Uriată în sensul acesta, când te-ai împărtășit, dacă n-ai reușit să înțelegi după ce te-ai împărtășit că, de fapt, ești frate cu toți ceilalți, că vă dați seama, noi avem o ispită extraordinară, că eu mă împărtășesc și eu sunt preot și mă uit așa cu oarecare, să mă ferească Dumnezeu. Toți frații mei sunt și ei preoți împărătești, care au același Hristos care se împărtășește. Nu există alt Hristos, e unul și același, în același potir. Și suntem frați. E adevărat că responsabilitățile sunt vremelnice și diferite, dar suntem frați. Când mă uit uneori la ce dispreț afișează unii și alții la adresa semenilor lor, e teribilă. E libertate și dreptul lor și responsabilitatea lor. Și atunci, marți s-a făcut această citire din pericopa evanghelică, fiindcă marți, de fapt, s-a uscat agnețul ce a fost scos în joia patimilor, Mântuitorul Hristos, și acum se usucă și de acolo se păstrează pe Sfânta Masă, în Sfântul Chivot, se păstrează împărtășenia pentru toți cei adormiți pentru toți cei bolnavi de peste an, scuzați, nu rătăcirea minții mele. Deci, împărtășania pentru toți cei bolnavi care nu reușesc să vină la Sfânta Liturghie, să stea la Sfânta Liturghie, poate uneori chiar vin până la biserică, dar zgrăbiți, n-au probleme, se duc la serviciu, nu știu mai departe, ei se împărtășesc din această împărtășanie. Așa cum s-au deschis ochii lui Luca și Cleopa, ca să se deschidă ochii tuturor celor ce se împărtășesc. Vineri a fost izvorul tămăduirilor, pentru că este sărbătoarea izvorului tămăduirii. De ce? Pentru că, de fapt, creștinătatea timp de 4 secole și jumătate, 5, e adevărat că pe la
381 a fost sinodul 2, 431 a fost momentul în care s-a cristalizat ceva învățătură despre Maica Domnului, că a fost atunci nestorianismul și s-au lămurit lucrurile. 451 mai bine, dar ce vreau să vă spun este că după 451 s-a și arătat această sărbătoare a izvorului în care Maica Domnului n-a făcut altceva decât s-a arătat vindecând un orb la un izvor și a prorocit celui care l-a dus pe orb că va fi ajunge împărat la Bizanț, la Constantinopol, și așa au fost lucrurile și s-a izvorul tămăduirilor, biserica izvorului tămăduirilor de la Constantinopol, cei care a fost, cu siguranță știți, poate a fost și acolo, se află în partea de apusa zidurilor Constantinopolului, unde este într-adevăr și acum izvorul, deasupra este biserica ridicată și acolo este necropola patriarhală, toți patriarhii de Constantinopol din secolul al XIX, al XX, acolo își dorm somnul cel de veci. Și acolo e cum spune, mai multe minuni. Una dintre minuni s-a petrecut atunci când turcii erau gata să invadeze, să asedieze și să cucerească Constantinopolul și ajungând până la zidurile Constantinopolului au vrut să ucidă pe călugări din mănăstirea respectivă și a fost acel moment minunat în care călugării au vrut să le spună turcilor că sunt creștini, că se închină lui Dumnezeu și că îl cinstesc pe Iisus care a fost profet și care a murit și a înviat și turcii n-au vrut să creadă așa ceva și a spus dacă peștele de pe grătar o să învie, atunci credem că, că e adevărat. Și călugării au luat peștele pe grătar, l-au aruncat în izvor, s-au rugat la Dumnezeu și peștele a început să... Încă cei care au fost acolo știți că este un pește vărgat acolo în sfârșit. O istorie consemnată de izvoarele respective bizantine. Ei bine, dar de fapt rațiunea sărbătorii izvorului tămăduirii este cu totul alta. Și anume că Maica Domnului este izvor de binecuvântare alături de Mântuitorul Hristos pentru noi toți care, într-un fel sau altul, avem această dorință de a ajunge asemenea lui Dumnezeu. Și mai noi trebuie să o invităm. Dați seama, ca să poți să o inviți pe Maica Domnului, ce ar trebui să faci? Trebuie să ții minte că Dumnezeu, când a fost pictată acea scenă în care Mântuitorul Hristos se arată ca păstorul cel bun și bate la ușă, vă amintiți cum atunci când a văzut tablou, cineva a replicat pictorului, domnule, lipsește ceva de la tabloul dumitale, ce lipsește, icoana mea ta? Ce lipsește? Păi ușa n-are clanță. Și el a spus, nu, păi da, Dumnezeu bate, dar nu pune mâna pe clanță, așteaptă să-i deschizi. Adică și Maica Domnului și Mântuitorul Hristos, ei nu forțează. Ei fac în așa fel încât noi nu știm, noi zicem că sunt întâmplări în viața noastră, dar toate sunt chemări. În tot ceea ce petrecem în viața noastră și uneori noi zicem că s-a întâmplat, nu se întâmplă absolut nimic. Toate sunt rânduieli prin care Dumnezeu ne cheamă să nu uităm că menirea noastră este acolo. Și încercările, și necazurile, și căderile, și ridicările. Dacă noi am reușit să credem cu adevărat în toate acestea, ar fi grozav. Am fi cei mai buni oameni de pe pământ. Și atunci, gândiți-vă că în momentul în care noi îl chemăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne răspunde. Dar El răspunde diferit. Ne amintim când cineva tot îl implora pe Dumnezeu, Doamne, vino și la mine, vino și la mine. Și Doamne, da, te-a spus, o să vin mâine. Și a doua zi omul s-a pregătit, a aranjat, nu știu ce. Și a trecut un necăjit. Vreau și eu ceva. Băi, du-te că n-am timp, aștept pe Hristos. Mai trecut unul, băi, n-am timp pe Hristos. Mai trecut cineva, n-am timp pe Hristos. Și n-a mai venit Hristos. Și noaptea era atât de tristat și supărat. Doamne, mi-ai promis să nu te ții de promisiune. Și de trei ori am venit azi la tine, dar nu mi-ai primit. Cum adică? Păi da, da. Iar celălalt, că sunt și așa, și așa, și exemple, sunt poveștile Sfinților Părinți teribile, când un frate, tot la fel, s-a pregătit și a spus că vine și când a venit un necăjit, l-a așezat la masă, i-a spus, a plecat, a așteptat pe Hristos, a mai venit unul, a mai așezat, a mai dat ceva și a venit, și a venit al treilea și a văzut că n-a venit Hristos și noaptea era atât de trist. Și Mântuitorul zice, dar de ce ești trist? Păi promis că vii, Doamne. Dar de trei ori am fost la tine și am stat la tine, cum adică? N-am fost la tine astăzi. Nu. Dar Sfântul Martin de Tur, care era de aici, din Panonia, lângă noi, nu erau unguri pe vremea respectivă, în secolul 4-5. Nu.
când tot așa fel a zis că îl primește pe Hristos și a venit necăjitul ăla și i-a dat mantaua lui, i-a dat paltonul lui și ăla s-a dus și l-a băut sau nu și a făcut și l-a vândut și Sfântul Martin s-a întristat când a văzut și a zis, noaptea i s-a dat Hristos îmbrăcat cu mantaua lui. De ce ești supărat? Uite, am dat ăla și ăla a fost. Și lui i-a dat, mie mi-a dat. Adică noi, vedeți, noi n-avem această conștiință că gesturile pe care noi le facem nu sunt întâmplări. Dar nici gesturile pe care le fac alții cu noi nu sunt întâmplări. Și noi dacă le luăm pe toate ca și cum vin de la Dumnezeu și noi când facem totul ca și pentru Dumnezeu, atunci s-ar schimba lumea aceasta. Dar dacă tu, frate, nu ai această conștiință și tu îl pocnești pe fratele tău și pe aici, tu ești creștin, trebuie să rabzi, păi lasă-l și pe el să-ți dea o palmă, să vezi, știu tu cum e când îți dă un o palmă așa, fără motiv. Sau să te jignească pe tine, cum jignești tu. Adică tu ai dreptul să jignești și el trebuie să facă ascultare, dar tu de cine asculți? În numele cărui Dumnezeu tu impui la ascultare, supunere, nu ascultare. Că ascultare e numai decât în duhovnicie și în iubire. Celălalt de supunere. Adică tu ai dreptul, dar dacă ai fi să fii și tu pus acolo, tu nu poți să suporți. De el trebuie să suporte. Dar seama ce de... Adică și cum, de fapt, noi n-am trăit într-o lume a logicului și a umanului. Noi trebuie să ascultăm, fiindcă dacă ni se spune, ascultare, nici vorba de așa ceva. Asta eu cum spun, eu de la ieri, de la esență și la linie. Ori iată în măsura în care noi îl implorăm pe Hristos și îl invităm pe Hristos, el vine. Și pe Maica Domnului în egală măsură. E pilda aceea pe care sunt convins că știți că cineva la un moment dat l-a primit pe Hristos în casa lui. Și i-a găsit casă, loc de la odihnă și noapte pe la miznopți s-a auzit bătăi în ușă. A ieșit repede ca nu cumva să-l supri Mântuitorul Iisus și când acolo la ușă era un diavol. Vrea să intre și el, vreau și să nu pot să te primesc că l-am pe Hristos, nu să fie. Nu vreau și eu cum aia are, a avut el loc, am și eu loc, nu mă supăr pe nimeni, nimic. Și până la urmă s-a chiruit, ăla l-a dat afară și a închis ușa. A doua noapte la fel, numai că de data asta a venit doi. Și mai mult s-a chinuit și mai mult și... Tot el se ferea să nu-l deranjeze pe Mântuitorul Iisus. În sfârșit, a făcut un pic mai multă gălăgie, până la urmă a reușit și pe ăștia ce-i învins. Și a treia zi l-a întrebat pe Doamne, n-ai auzit azi noapte gălăgie? Am auzit, frate. Știi că au venit, dar n-ai venit să mă ajuți. Nu mi-ai spus, lasă-mă bine să stau eu în locul tău dacă vrei. Zice, păi bine dacă poți să stai. Și în sfârșit a rămas ca dacă mai bate cineva ușă noaptea a treia, se duce Hristos. Și el... auzi și el ceva gălăgie, auzi l-a bătut la ușă și zice că când a ieșit Mântuitorul Hristos era Satan. Zice, aoleu, am greșit adresa și a plecat. Și pe aia spune, așteptat tot timpul și zice, ei, păi da, dacă m-ai lăsat, da, ăștia suntem noi. Dacă noi singuri, fără Dumnezeu, ne chinuim și ne luptăm, dar cu Dumnezeu? Ori iată în sensul acesta, săptămâna luminată, prin excelență, este săptămâna în care nu facem altceva decât să nu uităm o clipă, că Dumnezeu ne așteaptă ca să-L invităm, ca să-L implorăm, ca să-L rugăm să vină în ajutorul nostru. Și nu numai că vine El, vine și Maica Domnului, care este izvor de tămăduire pentru orice neputință și orice, știu, încercare a vieții noastre. În sensul acesta, dacă noi reușim să înțelegem săptămâna luminată, e grozav. Deși duminica aceasta este o duminică în care trebuie să recunoaștem că Mântuitorul Hristos putea în prima clipă să rezolve totul și să plece. Dar le-a mai zăvuit 40 de zile pe pământ. De ce? Pentru ca să îi lămurească pe cei care sunt doielnici precum Toma. Pentru că, de fapt, în gestul lui Toma stau, de fapt, îndoielile tuturor oamenilor până la sfârșitul veacurilor. S-a îndoit Toma și a pipăit cu mâna lui ca toți cei care se vor îndoi peste veacuri să n-aibă cuvânt de dezvinovăție, de justificare. Pentru că Toma a pus mâna lui în semnul cuilor. Și vă dați seama că atunci când apostolii, în foișorul cinei la Ierusalim, deasupra mormântului lui David, se chinuiau să-l convingă pe Toma că a înviat Domnul, Toma era același neînduplecat. Până nu voi vedea cu ochii mei, până voi pune mâna mea în semnul cuilor și palma mea în coasta lui, nu voi crede. Și într-un astfel de moment, când el era atât de hotărât, deodată
să arate Domnul. Și când l-a văzut pe Dumnezeu, a căzut în genunchi. Și Mântuitorul îi spune, vino Toma și pipă mea, adu mâna ta în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Și Toma a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, l-a mărturisit deodată fără să pipe și pe aceea l-a pipăit. Și Mântuitorul Hristos spune, pentru că ai văzut, Toma, ai crezut. Fericiți sunt cei ce n-au văzut și au crezut. Prin asta, arătând până la sfârșitul veacului, de fapt, care este statutul celor ce vor crede în realitatea morții și învierii sale. Pentru că, vedeți, în momentul în care Toma, pipăindu-l și văzându-l, de fapt, deodată nu l-a mai văzut cel care a murit, a pătimit, care era înainte, ci l-a văzut cu slava dumnezeiască. De aceea, vedeți, deodată a îngăduit Dumnezeu îndoiala în sufletul lui. De aceea se vorbește despre buna necredința lui Toma. Necredința lui Toma a fost bună pentru noi. Și pentru el a fost că l-a trezit deodată și l-a făcut mai presus decât ceilalți apostoli. Că ceilalți apostoli s-au minunat, au acceptat realitatea învierii, dar niciunul n-a spus Domnul meu și Dumnezeul meu. Adică deodată Toma l-a mărturisit pe Hristos că era Domnul învățătorul, dar că era mai presus decât Domnul cel care fusese până atunci cu ei și era și Dumnezeu. Ori în sensul acesta, necredința lui Toma este cea care, pe de o parte, să fie mărturie peste veacuri, dar să arate că cei ce se îndoiesc, nu e un păcat să te îndoiești. Păcat este să rămâi îndoit. Dar dacă te îndoiești și cauți, cercetezi și ceri și afli, atunci ești mai depres decât cel care nu s-a îndoit și a crezut. Pentru că, vedeți, în sensul acesta, Sfinții Părinți au acel cuvânt extraordinar, maxim mărturisitor, de altfel spune, că Dumnezeu, între cineva care n-a căzut niciodată într-un păcat sau și cel care a căzut și s-a întors, pune preț mai mult pe cel care a căzut și s-a întors. De ce? Pentru că acela are experiența amarului în gură. Celălalt va fi ca fiul cel mare din pilda fiului risipitor. Adică el totdeauna va fi ispitit să se compare cu ceilalți, că nu-i ca celălalt. Nu, vă amintiți vameșul și fariseul, sau fariseul și vameșul. Fariseul avea sentimentul că nu-i ca ceilalți oameni, nici ca acest vameș. Ori iată, cel care judecă în general, de regulă este cel care n-a căzut. Pentru că orice om care conștientizează că în viața lui a avut și o cădere și o slăbiciune, niciodată nu-și va permite să judece pe altul, ci din potrivă. Ba, vedeți, întoarcerea îi dă o certitudine în plus, o stare de, nu superioritatea asta a lumii ăsteia, ci de capacitatea de a înțelege și de a vedea mai bine lucrurile. Vă amintiți Gaston Berger, un pedagog al secolului 20, a făcut acel sondaj de opinie pe 1000 de subiecți, toți cu titluri academice, și a pus una și aceeași întrebare, cum vedeți titlul academic pe care l-ați primit? Și zice, după ce a intervievat pe cei 1000 de subiecți, a împărțit în două, dreapta, stânga. Terțiul nu am dat, nu există, n-a fost a treia variantă. Două, alb și negru. Și unii au spus, titlul academic este încununarea efortului pe care l-am făcut în 10 ani ca să-l iau. Fiindcă eu n-am fost ca ceilalți 3 ani de an. Eu am stat câte 2 ani într-un an, eu am tot repetat, an după an. Și acum este răsplata acestui efort extraordinar pe care l-am făcut. Ceilalți zice, titlul academic este o treaptă pe care am urcat. Și care îmi dă posibilitatea să văd mai bine lucrurile, dar care mă obligă. Ori asta ar fi statutul intelectualului. Un intelectual, indiferent cine ar fi el. Vedeți, noi avem sentimentul că intelectual este cel dobândește, reușește să facă o școală superioară, o facultate. Da, dar atâta vreme cât el nu-și folosește mintea și nu înțelege că a urcat o treaptă care îi dă posibilitatea să vadă mai bine lucrurile, dar are obligația să urce încă, ăla nu e intelectual, ăla e un posesor de diplomă. Și de câte ori noi nu suntem posesori de diplomă? Dar gândiți-vă în spectrul duhovnicesc ce înseamnă lucrul acesta. Să poți să urci. Nu, ăsta este statutul celui care a căzut și a revenit și s-a îndreptat.
El are experiența amărăciunii, căderii și are în același timp și bucuria revenirii și ridicării și înfierii. De aceea, vedeți, ca să poți să înțelegi ce înseamnă revenirea și reîntoarcerea, totdeauna trebuie să trăiești la cote înalte, în sensul în care nu de dispreț la adresa celorlalți, ci de dorința de a-i ridica pe toți. Și ăsta e omul bun, să știți. Omul bun niciodată nu și-ar permite în sufletul lui măcar să gândească, dar aminte să se exprime sau se comporte disprețuitor la adresa cuiva. Nici vorbă de așa ceva. În duhovnicie, gândiți-vă că oamenii care au înțeles ceva și au înțeles ce înseamnă duhovnicie, ce înseamnă spiritualitate, ce înseamnă trezvia aceasta, ei se simt oarecum responsabili pentru ceilalți ca să-i ridice și pe ei. Și așa s-a născut monahismul. Monahismul nu s-a născut ca o aversiune față de cei care sunt în lume și care nu au uitat să se mai roage, ci dintr-o conștiință tragică, dureroasă, că oamenii n-au înțeles care este menirea și că ei se roagă pentru cei care n-au înțeles care este menirea, ca Dumnezeu să-i lumineze și să-i ridice și pe ei. Zice că odată un aviator avea un aeroplan și a aterizat undeva pe un câmp. N-a fost atât de atent și s-a urcat un șobolan în aeroplanul lui. A decolat și a plecat. Și la un moment dat, oarecare atitudine, a auzit un zgomot. A văzut și a dat seama că era un șobolan care vrea să roadă firele de la aeroplan. Și a zis, bă, dacă să stau acum, vreau să mă duc jos, să roade firele și să defectez aparatul. Singura variantă este să urc și mai mult. Că la oarecare înălțime, acolo ăla nu mai are aer și va fi asfixiat, va muri. Și asta a făcut. A ridicat cât a putut el și când a coborât, a găsit șobolanul mort. Așa suntem noi. Dacă stăm pe o linie oarecare, ca șobolane suntem. Nu înțelegem de tot. Ca să umorâm această povârnire, această dorință noastră de trebuie să urcăm întotdeauna. Și până unde să urcăm? Până a fost Hristos. Hristos a îndumnezeit firea umană și după ce a îndumnezeit-o, a așezat-o de-a dreapta tronului dumnezeiesc. Ca să ne spună nouă până la sfârșitul veacurilor, menirea voastră este să vă biruiți pe voi înșivă, cum eu am biruit răutatea din firea umană și să o ridicați aici. Singur nu puteți, dar cu mine cu siguranță puteți. Ori iată, Duminica Tomii, prin excelență, este o astfel de invitație. Și este o invitație că la... Adică nu e o condamnare a îndoielii noastre, ci o condamnare a stagnării și a rezistenței în îndoială. Vezi, nu-i păcat pentru cel care se îndoiește de existența lui Dumnezeu, ci e păcat pentru cel care, îndoindu-se, nu face nimic. Să caute, să cerceteze, să vadă, să descopere. Dimpotrivă, se mulțumește cu puțin, cu firmitura aceea, cu linia în care poate să roadă firele de la avion, dimpotrivă. Și vedeți, în sensul acesta, câte nu sunt exemple în care noi vedem că oamenii stau departe de Dumnezeu și se îndoiesc de Dumnezeu și îl neagă pe Dumnezeu. Deși, știți cum e, poporul român are înțelepciune extraordinară. Știți când devin toți oamenii credincioși? Nu mai există ateii, dispar la un moment dat al istoriei. Știți când dispar ateii? După gradul 7 perictă. La gradul 7 perictă nu mai există niciun ateu. Toți își fac cruce și se roagă lui Dumnezeu. Dar vă dați seama, istoria are atât de multe astfel de zice că David Hume, un filozof apusean, protestant, la un moment dat nu prea mai credea în Dumnezeu și tot îl nega pe Dumnezeu. Zice că el era din Edinburg și când se ducea în oraș, stătea într-un banliu, într-o margine a orașului, într-o periferie a orașului și erau, cum sunt marile orașe, totdeauna traversate de câte un râuleț, un canal, un fluviu, în sfârșit, un râu. Și zice, trebuia să facă o coriș dacă vrea să ajung acasă, dar avea și o punte pe o scurtătură, așa. Zice,
cum era el așa, ducându-se odată, vrând să scurteze drumul, a urcat pe punte, s-a dezechilibrat și a căzut. Și a început să strige și să ceară ajutor și apoi să roage la Dumnezeu. Și a trecut o bătrână pe acolo și care îl cunoștea. Și zice, cu dumneata, domnul David, mă tale, crezi în Dumnezeu? Spune că ești necredincios. Și la necaz, trebuie să cer ajutor și lui Dumnezeu. Domnul, la necaz, Dumnezeu trebuie să te ajute. La necaz. Ca și Schopenhauer, de altfel, care toată viața a fost al îndoielii și al decepției și al Schopenhauer este prin excelență cum spun eu, chipul filozofului care cade în depresie, nu? Și n-a crezut în Dumnezeu. Și la un moment dat s-a îmbolnăvit curând. Și un coleg de-a lui, un medic, s-a dus să-l cerceteze și să-l trateze. Și l-a găsit într-un moment în care se ruga lui Dumnezeu. Și spune, cum și dumneata, care spuneai că nu crezi în Dumnezeu, și dumneata te rogi lui Dumnezeu? Și în suferință. Nu se poate, trebuie să te rogi lui Dumnezeu. În suferință există Dumnezeu. Și Dumnezeu și-a dat un tratament, s-a făcut bine. Și după un timp, medicul s-a dus să-l l-a vizitat încă o dată, să vadă cum stau lucrurile. Și când s-a dus și l-a vizitat, zice, simțiți-o oricum mai bine, l-a întrebat, ei, medicul fiind creștin, ei, cum stau lucrurile, ce fel de, ce mai faci? Cu Dumnezeu cum te împăcați? Ce Dumnezeu, Doamne? Vezi treabă, fii cu minte, cu pace, fii pe pace cu Dumnezeu. Zice, negându-l pe Dumnezeu în ziua aia a murit. Sfârșit, sunt doar câteva din exemple care le cunoaștem și sunt multe exemple în istorie. Dar ceea ce trebuie să reținem este că, deci, indiferent cine a fi și cum a fi, când omul crede cu adevărat, este cu neputință ca Dumnezeu să nu-l ajute. Și există, nu, v-am spus exemple peste exemple. Când era un om mai puțin credincios, care era impostor, de fapt, dar avea un ucenic care credea atât de mult în ceea ce făcea și învățătorului, dar și în Dumnezeu, încât era convins că Dumnezeu, indiferent ce ar face, dacă îl invocă, îl ajută. Și vă amintiți când părintele l-a pus trimis să treacă un râu și acela a văzut că era plin de crocodili. Și atunci s-a așezat în genunchi, s-a rugat la Dumnezeu, implorându-L, Doamne, pentru rugăciune părintelui meu, ajută-mă să trec râul acesta. Zice, crocodile s-au lăsat unul lângă altul, s-a făcut o punte și a trecut dincolo. Părintele a crezut că e puterea lui care a lucrat în ucenic. Și atunci el a ispitit pe Dumnezeu și a făcut și el o cruce și a vrut să treacă și el râul. Dar el n-a mai spus ce a spus cu ucenicul. Doamne, ajută-mă sau nu. Și el a crezut, băi, dacă ucenicul ăsta s-a rugat în maniera asta, Doamne, în numele puterii sau rugăciunii părintelui meu, ajută-mă să trec, el ce a zis, bă, înseamnă că eu am putere. Și atunci, când se treacă râul, crocodilii l-au înșfăcat. Adică, ceea ce vreau să spun este că uneori noi trăim în lumea aceasta în care îndoiala este strecurată atât de subtil în sufletele credincioșilor, încât greu va fi, nici că e mai ușor să strecori îndoiala în sufletul creștinilor dintr-o parohie și o face cel mai abitir, este dascălul, este îngrijitorul, este cel de acolo și spune, ce nu, las cu părintele, e mai relativ așa. Chiar dacă e relativ, să zic. El n-ar avea dreptul să spună aceasta. Și atunci pe toți îi distruge. Adică să le spună, băi, indiferent cum ar fi părintele, părintele doar nu el este izvorul puterii. Părintele e ca și noi și se roagă la Dumnezeu ca să avem împreună să primim mai multă putere. Dacă noi am reușit să înțelegem că ăștia suntem, împreună ne rugăm. Nu, că uneori spun oamenii, băi, rugăciunea părintelui este, da, dar dacă părintele s-ar ruga, nu, e adevărat că o rugăciune a părintelui este ca și cum am făcut totdeauna această comparație, ca să înțelegem mai bine. Când se roagă părintele, este ca și cum ți-ar face fațada la casă. Dar când te rogi și tu cu părintele, nu doar fațada e frumoasă, ci să faci curat și în casă și nu mai miroase a mizerie. Dacă tu nu ești capabil să-ți faci curat în casa proprie, a
Atunci, părintele poate să facă frumos, o casă e frumoasă, dar cine intră într-o astfel de casă, care nu-i curată, făcută și prinăuntru, e pericol. De aceea, iată, vedeți, îndoiala este strecurată ușor și nu cred, indiferent cât aș fost eu de bun sau nebun, de sănătos sau nesănătos la minte, nu cred, eu cunosc și știu că atât de mulți oameni au avut așteptări și n-am fost pe măsura așteptărilor lor. Asta este, de fapt, istoria și asta este viața. Ori în măsura în care noi reușim să înțelegem acest lucru, e grozav. Gândiți-vă, femeia aceea care venind cu regularitate la biserică, se împărtășea de fiecare dată când vine la biserică și la un moment dat cel rău, imediat i-a strecurat îndoiala în sufletul ei. Unde te duci? La biserică. S-a întâlnit cu bătrână și a zis, unde te duci? La biserică. Dar unde? Ce face? La ce biserică? Unii părinte cu tare. A, ăla e un nenorocit, e un ticălos. Și atunci femeia a zis, o, dacă ăsta ticălos, nu mă duc să mă împărtășesc. Câte nu sunt în viața noastră astfel de exemple, nu? Și nu s-a mai dus. Și la un moment dat a avut o vedenie. Și vedenia care era? Că era pe un câmp, într-un deșert, unde ar fi vrut să, era ostuită de sete, vrea să găsească o picătură de apă și nu găsea deloc. Și la un moment dat a văzut o oază. Și s-a dus înspre acolo și ducându-se înspre acolo, femeia a văzut că era o fântână și la fântână era un om care scotea apă din fântână. Numai că atunci când a ajuns la fântână, a văzut că mâinile omului le-au plin de bube, dar lanțul care scotea era de aur, ciutura sau găleata era de aur și ăla scotea apă și îi oferea apă și ea stătea pe gânduri să guste sau să nu guste. Murind de sete, o voce îi spune, de ce ai rețineri? Că apa nu ia leprosului ăstuia, ci apa e izvorului. Și ăsta nu face nimic, n-atinge apa, doar lanțul atinge, dar și ăla este de aur și nu se îmbolnăvește, nu are treabă cu microbul. Și atunci femeia a luat o gură de apă și imediat s-a luminat la minte și a spus, eu de fapt m-am oprit de la împărtășanie auzind că preotul are niște slăbiciuni. Dar preotul nu-mi dă trupul lui, ci de trupul lui Hristos. Și am văduvit viața mea de trupul lui Hristos. De ce? Pentru că cineva mi-a strecurat îndoială. De aceea, iată, aceasta este duminica lui Toma. O duminică a îndoielii, dar este a unei bune îndoieli care nu rămâne așa, ci dimpotrivă caută, cercetează, bate și până la urmă află. Și Toma nu află doar că Hristos a înviat, ci află că Hristos este Domn și Dumnezeu în același timp. Adică n-a înviat învățătorul pe care el îl respectase și îl urmase, ci dimpotrivă a înviat învățătorul care era, de fapt, răscumpărătorul și era Dumnezeu în același timp. De aceea m-aș bucura dacă fiecare dintre noi, mergând la Sfânta Biserică, am conștientizat că noi nu mergem nici să ne întâlnim unii cu alții, nici să vedem cine e părintele acolo, nici să vedem să inventariem slăbiciune și păcate una sau altă, ci noi mergem să ne întărim noi, să-L pipăim pe Hristos, să ne împărtășim cu El și să putem spune ca și Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ce minunat ar fi dacă fiecare dintre noi am simți, am gândi, am trăi și ne-am manifesta în această manieră. Ca să putem trăi și manifesta în această manieră, să nu uitați niciodată că Hristos a înviat.